Au fost luate primele decizii la summitul NATO de la Vilnius. Ucraina mai are de așteptat până să devină membră cu drepturi depline Alianței Nord-Atlantice. Trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru aderare, printre care cea mai importantă să câștige războiul cu Rusia. În schimb, Suedia va fi membra a NATO după ce Turcia în sfârșit a cedat în schimbul livrării de avioane F-16. Secretarul general Jens Stoltenberg a anunțat că NATO are în acest moment cel mai cuprinzător plan de apărare de după războiul rece încoace pentru a putea contracara principalele amenințări din acest moment, Rusia și terorismul. Este vorba despre cei 300.000 de militari la nivel înalt de pregătire, gata să intervină în orice moment pe trei regiuni. Regiunea nordică, centrală și mediterană, la pachet cu Marea Neagră. Însă amenințarea rusă are de mai bine de un an o țintă predilectă, Ucraina. Motiv pentru care președintele acesteia speră să o vadă membre cu drepturi depline a celei mai puternice alianțe a lumii. We also may declare that the invitation will be issued when conditions are met. Then I would like to add that on top of that, of course allies are also providing substantial military support. Because the most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails. Because unless Ukraine prevails, there is no membership issue to be discussed at all. And we agree on the language that you proposed relative to the future of Ukraine being able to join NATO. Deși Volodymyr Zelensky a catalogat drept absurd faptul că nu există un calendar pentru aderarea Ucrainei la NATO, a subliniat pe scena unui concert organizat la Vilnius pentru susținerea țării sale că guvernul său are șansa de a beneficia de sprijinul unor parteneri puternici. Сьогодні я поїхав дорогу сюди з вірою у рішення, з вірою у партнерів, з вірою у сильне НАТО. У НАТО, яке не сумнівається, не втрачає час і не озирається на будь-якого агресора. І я хотів би, щоб ця віра стала впевненістю у рішеннях, на які ми заслуговуємо. Всі ми заслуговуємо, і яких очікує кожен наш воїн, кожен наш громадянин, кожна наша мати, кожна наша дитина. І хіба це за велике бажання?